Romani 8, 28 și 29, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Amin. Vă rog să vă așezați. Suntem la cumpăna dintre ani, cum spunem noi, final de an 2023 și mai puțin de 5 ore, început de an 2024, dacă Dumnezeu ne ține cu viață până atunci. Și dintr-un motiv oarecare, noi oamenii celebrăm cumpăna dintre ani. Probabil unii deja vă gândiți, aveți programată seara aceasta, știu că cel puțin tinerii se pregătesc să plece, Domnul să-i binecuvinteze și să-i păzească, oriunde ați fi, oriunde ați petrece, să vă bucurați cu o bucurie după voia lui Dumnezeu. Nu cum se bucură lumea în noaptea aceasta, că lumea în noaptea aceasta se bucură cum n-ar trebui să se bucure. Sunt două tipuri de bucurii, bucurie după voia lui Dumnezeu și o bucurie lumească, păcătoasă, stricată. De altfel, vreau să vă spun că numai noi oamenii celebrăm trecerea anilor. Numai noi ființele umane percepem cumpăna dintre ani. Lumea animală, lumea vegetală, lumea anorganică nu percepe. Măcar că animalele vor percepe și ele noaptea asta că va fi multă gălăgie, mai ales căței săraci. Dar numai noi oamenii sărbătorim și celebrăm cumpăna aceasta dintre ani, și asta pentru că prin convenție am stabilit un calendar. Calendarul până la urmă rămâne o convenție, chiar dacă este așezat pe temelie obiectivă. Și calendarul este așezat pe observația faptului că există niște cicluri de anotimpuri, niște secvențe de anotimpuri, care la rândul lor sunt bazate pe secvența zi-noapte și pe săptămânile, așa cum le-a rânduit Dumnezeu, formate din 7 zile. Ba mai mult, recent lumea a descoperit, într-un mod cât se poate de exact, faptul că Pământului îi ia 365 de zile, 6 ore, 9 minute și 9 secunde să se învârtă complet în jurul Soarelui. O rotație completă în jurul Soarelui durează atât. 365 de zile, 6 ore, 9 minute și 9 secunde. Și noi, dintr-un motiv oarecare, ne bucurăm că, iată, Pământul s-a mai învârtit odată complet în jurul Soarelui, măcar că în fiecare zi rotirea este completă, depinde care e punctul pe care îl fixezi. Probabil vă întrebați ce se întâmplă cu cele 6 ore. Păi dacă le mulțiți cele 6 ore cu 4, veți vedea că dau 24 de ore, deci o altă zi. Tocmai de aceea noi, din 4 în 4 ani, avem ceea ce numim ani bisecți. Și vreau să vă dau o veste bună celor care ați avut ghinionul să vă nașteți pe 29 februarie. Anul viitor o să puteți în sfârșit să vă sărbătoriți din nou ziua de naștere, pentru că anul 2024 este an bisect și luna februarie va avea 29 de zile. Dar acestea sunt motivele omenești pentru care oamenii celebrează cumpăna dintre ani. A mai trecut un an. Cei în vârstă spun, a mai îmbătrânit un an. Și deja cred că de la 30 de ani înainte gândim în termenii ăștia, a mai îmbătrânit un an. Până la 30 de ani, copiii, tinerii, adolescenții gândesc un pic altfel. Am mai crescut un an. M-am mai maturizat. Și într-adevăr, e nevoie de vreo 30 de ani, nu 18. 18 este o vârstă foarte și o sumă de ani foarte mică pentru maturizare, până și din punct de vedere cognitiv s-a demonstrat că trebuie să fie mult mai mulți ani decât 18. Dar iată, ne aflăm la cumpăna dintre ani. Unii spun a mai îmbătrânit un an, alții spun a mai crescut un an, indiferent cum spuneți, a mai trecut un an de acum un an de zile, de când ne aflăm tot în locul acesta la adunare
și ceream binecuvântarea Domnului peste anul care ne stă înainte. Acum, sigur, după cum s-a spus și de dimineață, sfârșitul de an, cumpăna dintre ani, este un bun prilej pentru bilanț, pentru analize, dar într-un mod special pentru planuri și planificări, pentru ceea ce ne stă înainte. Ce ne plănuim pe plan personal, pe plan de familie, pe plan de biserică pentru anul 2024. Acum, noi, pe plan de biserică, știți că ne planificăm și ne dorim și să nu uitați să spuneți în rugăciune lucrul acesta, să ne apucăm de treabă. Domnul să ne deschidă toate ușile necesare, se pare că sunt mai multe decât ne-am gândit, pentru ca să ne putem apuca de treabă și Dumnezeu să ne dea putere, hotărâre și înțelepciune. Pe plan de familie, pe plan personal, fiecare dintre dumneavoastră știți ce v-ați planificat sau probabil nu știți, dar vă gândiți că o să fie cumva, cum zice românul, și probabil o să fie bine. Cei mai mulți oameni sunt sceptici cu privire la anul 2024 și omenește vorbind ar trebui să fie sceptici. Pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Țineți minte că în 2022 a început un război la nord de România. Nu s-a terminat acel război, dar anul ăsta, în 2023, a mai izbucnit unul într-o altă regiune mult mai tensionată. Ca și cum unul singur n-ar fi fost de ajuns. Ba mai mult, 2024 știți că va fi un an profund electoral, nu doar pe plan național, ci pe plan internațional. De aceea tulburările vor fi mari, dezechilibrele de asemenea, tensiunile, instabilitatea pe toate planurile. Omenește vorbind, n-ai cum să fii foarte optimist pentru anul 2024. Măcar că am descoperit cu surprindere că mulți pocăiți sunt foarte optimiști cu privire la anul 2024. Știți că, probabil nu ne-ați observat, am făcut un mic sondaj pe canalul meu de YouTube la care au răspuns vreo 1700 de persoane, majoritatea pocăiți că doar ei ascultă, și vreo 70% au spus că sunt foarte optimiști cu privire la anul 2024. Nu pot decât să sper și să nădăjduiesc că optimismul lor este bazat pe îndurarea și mila lui Dumnezeu. Că pe altceva nu ne putem baza pentru anul 2024 decât pe îndurarea și mila lui Dumnezeu. Dacă nu ne bazăm pe așa ceva, atunci suntem cel puțin niște naivi. Versetul pe care l-am citit, aceste două versete de altfel, măcar că primul dintre ele este mult mai cunoscut, versetul 28, este un verset care aduce înaintea noastră o promisiune extraordinară. Un adevăr, un jurământ pe care Dumnezeu și-l asumă și-l afirmă pentru o categorie de oameni prin Sfântul Apostol Pavel, pe paginile Sfintelor Scripturi și care sună în felul următor. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Extraordinară promisiune, nu vi se pare? Știți ce spune în esență? Că este o conspirație, dar nu negativă, ci pozitivă, care te are pe tine în centru, dacă îl iubești cu adevărat pe Domnul, și conspirația asta e de așa natură încât toate lucrurile conspiră pentru binele tău. Nu sunt planetele care s-au aliniat, nu-i universul care ți este favorabil, ci Dumnezeu însuși care se angajează pe sine însuși. Îți promite ție și se leagă cu jurământ că tot ce se va întâmpla în viața ta va fi pentru binele tău. De aici e o condiție, că nu e pentru toți oamenii promisiunea aceasta, ci promisiunea aceasta e doar pentru aceia care iubesc pe Dumnezeu. Și știu, dacă întreb 9 din 10 români, îți vor spune că ei iubesc pe Dumnezeu. Cum să nu iubească? Doar suntem un popor creștin. Evident, iubirea aceasta e mai mult decât simplă declarație. Iubirea aceasta e cât se poate de evidentă și practică și este în fiecare zi. Nu-i promisiunea aceasta pentru cei care doar afirmă de pe buze că iubesc pe Dumnezeu, ci promisiunea aceasta e pentru copiii Domnului care cu adevărat îl iubesc pe Domnul și asta se vede în viața lor în fiecare zi. Pentru aceea este promisiunea aceasta. Ce-mi doresc și ce m-aș bucura e ca în această categorie să fim toți cei prezenți în dupămasa aceasta la adunare și nu numai. Să iubiți și să iubim cu adevărat pe Domnul și asta să se vadă în fiecare zi prin viața noastră. De la cum gândim, de la cum vorbim, de la cum reacționăm, de la cum ne manifestăm, de la ce anume facem în viața de zi cu zi, iubirea se vede și se verifică. Nu e doar un atașament emoțional sau intelectual, nu e un sentiment, ci iubirea este acțiune. Ei, pentru aceștia, pentru categoria aceasta a iubitorilor de Dumnezeu, există o promisiune absolut fascinantă și extraordinară. Dar vreau să vă spun că versetul acesta, deși e foarte cunoscut,
e foarte citat, de asemenea este foarte răstălmăcit și înțeles greșit, pentru că mulți oameni nu înțeleg exact din cauza faptului că nu se uită cu atenție la care bine se referă Dumnezeu aici. Care este binele pentru care lucrează toate lucrurile din viața omului care îl iubește pe Dumnezeu? Ce anume include binele acesta? La ce se referă binele acesta și la ce nu se referă binele acesta? Pentru că dacă nu vom înțelege corect versetul acesta și ideea, conceptul de bine de aici, ne vom împiedica și îl vom face chiar pe Dumnezeu mincinos. Și îi voi spune, nu ne-ai spus tu că totul lucrează spre binele meu. De ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat? Pentru că n-ai priceput care-i binele și la ce bine se referă Dumnezeu în acest verset, prin Sfântul Apostol Pavel. La ce se referă Dumnezeu aici? Păi, după cum procedăm de multe ori noi cei de aici din față, în primul rând, cred că este important să pricepem la ce nu se referă Dumnezeu aici. Binele acesta, dragii mei, nu se referă la confortul nostru de zi cu zi. Versetul acesta nu sună în felul următor. Toate lucrurile lucrează spre confortul personal al celor ce iubesc pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu niciunuia, nici mie, cel care stau în fața dumneavoastră, dar niciunuia dintre dumneavoastră nu vă promite că anul 2024 va fi un an confortabil. Cu libertate de mișcare, cu libertate de închinare, cu prosperitate în casele dumneavoastră, cu condiții extraordinare. Nu se referă la așa ceva binele acesta, deși, atenție, există posibilitatea ca Dumnezeu să ne îngăduie în continuare să o ducem bine, să avem de toate, să ne meargă bine, să fie în continuare libertate în țara noastră, să nu vină vreun război, Doamne ferește, peste țara noastră. Există această posibilitate, dar mare atenție, Dumnezeu nu asta promite aici. Binele acesta nu se referă la confortul nostru personal și individual. Ba chiar există posibilitatea pentru binele nostru ca Dumnezeu să ne strice confortul. Și știți că de aici din față s-a spus de multe ori despre un exemplu din lumea animală foarte important, când vulturii părinți, în mod deliberat, planificat, intenționat, strică cuibul puiilor. De ce? Pentru că puii care cresc nu își iau în serios rolul și identitatea de vulturi. Și în loc să zboare și să părăsească cuibul pentru ca să fie cu adevărat vulturi, ei stau acolo confortabil, comozi și își uită menirea. Ei, părinții vin și strică cuibul în mod intenționat. De ce? Pentru ca puiul să fie nevoit să zboare, să facă un efort serios, ca să-și ia în serios identitatea. El nu-i șopârlă cum se crede. El e vultur, are aripi, dar nu-și ia în serios misiunea și lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Vulturul zboară mai sus decât toate celelalte animale și supraveghează din înaltul cerului. Ei, dacă noi ca și credincioși, dragii mei, nu ne luăm în serios misiunea pe care am primit-o, aceea de a fi lumini și aceea de a răspândi Evanghelia fiecare în parte, există posibilitatea ca Dumnezeu să ne strice cuibul. Dumnezeu să ne strice confortul. Există și această posibilitate. Nu-mi doresc să vă ameninț, nici să vă speriu, dar atenționarea e cât se poate de reală. Țineți minte când Dumnezeu îl trimite pe profetul Isaia la împăratul Ezechia și îi spune, pune-ți casa în rânduială că te-ai prea obișnuit cu binele și acum s-o termina cu viața ta. Ce face împăratul Ezechia? Se zmerește, îi aduce aminte Domnului de viața pe care a trăit-o, își ia angajamente noi și Dumnezeu prin Isaia îi spune, îți mai dau câțiva ani, fii atent cum îi trăiești. Și se pare că Ezechia nu prea și-a învățat lecția pentru că n-a sfârșit-o tocmai potrivit și n-a fost un exemplu de urmat. Deci, binele acesta nu include confortul nostru personal, nu se referă la așa ceva, deși, repet, Dumnezeu s-ar putea să ne mai îngăduie să ne meargă bine. Și vă doresc tot binele din lume din punctul acesta de vedere. Apoi, binele acesta nu include planurile pe care ni le-am făcut pe plan financiar, da? Cei care aveți afaceri mici, mijlocii sau mari, cei care sunteți parte dintr-o companie, știți că fiecare companie își face câte un plan și stabilește anual câte un target. Ăsta e targetul. Anul 2024 vrem să ajungem acolo. Se poate? Se poate. Muncim. E bine? E bine. Dar nu-i binele ăsta. Nu la așa ceva se referă Dumnezeu aici.
Nu ne promite Dumnezeu că ne vom îndeplini targetul pe care ne l-am fixat pentru anul 2024. Nici pe plan personal, nici pe plan profesional, nu la așa ceva se referă cuvântul aici. S-ar putea ca prosperitatea aceasta să continue și Dumnezeu să ne îngăduie să ne îndeplinim planurile pe care ne le facem și din punctul ăsta de vedere, dar mare atenție, nu la așa ceva se referă Dumnezeu aici. S-ar putea să pierdem. S-ar putea, cum spune cântarea, să ajung sărac sau să n-am ce să... Nu e așa că ne vine greu de crezut. Cum adică să n-am... Nu mai știm ce să facem cu hainele. Cum adică să ajung sărac sau să n-am ce să îmbrac? Ei, există așa această posibilitate, chiar dacă mintea noastră nu o poate concepe, pentru că ne-am prea obișnuit cu binele material. De asemenea, mă îndrept puțin și înspre cei din stânga mea, binele acesta nu include examenele, testele sau tezele pe care le aveți planificate deja unii dintre voi. Deși e foarte bine să le luați, dar promisiunea asta nu se referă la examene. Pentru examene, pentru teste, pentru teze aveți o altă promisiune. Și promisiunea pe care o aveți în direcția aceasta este următoarea, că Dumnezeu răsplătește hărnicia. Dacă vreți să aveți succes și să le luați, să le promovați, n-aveți decât o singură variantă, să învățați. Puturoșii și leneșii n-au nicio promisiune în toată Scriptura. Au doar avertizmente. Leneșii n-au promisiune. De aia, dacă nu înveți și ești în fața examenului, nu deschide în Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează. Nu-i despre așa ceva. Nu-i despre așa ceva. De aia, Domnul să vă dea înțelepciune să învățați că numai așa se poate să aveți succes în domeniul acesta. Ba chiar, și ăsta e ultimul exemplu, deși aș putea continua, vreau să vă spun un lucru ce pare probabil șocant pentru unii. Binele la care se referă Dumnezeu aici nu include în mod obligatoriu sănătatea noastră pentru anul 2024. Și îmi veți spune, nu se poate. Păi nu spunem noi românii, sănătate, că e mai bună decât toate. Ce poate fi mai bun decât sănătatea? Păi nu e inclusă sănătatea în binele acesta. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Păi sănătatea nu-i bună? Cum să nu fie bună? Nu-i oare voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să fim sănătoși în proporție de 100%? Și răspunsul este, nu știu. Dumnezeu știe ce are pregătit pentru fiecare dintre noi. Pentru Iov, la un moment dat în viața lui, voia lui Dumnezeu a fost suferință, inclusiv boală cruntă. Pentru Pavel, în tot timpul slujirii lui, voia lui Dumnezeu a fost un țepuș în carne pentru ca să-l țină smerit. Probabil se referea la o boală a ochilor, descoperim asta din Galateni. Pentru ucenicul lui Pavel Timotei, se pare că voia lui Dumnezeu a fost un mic disconfort sau mare la stomac. Era mai plăpând, era mai slab de felul lui, se pare că, și Dumnezeu i-a îngăduit lucrul acesta. Și sunt multe exemple în Scriptură unde vedem că voia lui Dumnezeu în mod particular aplicată la oameni individuali. Nu întotdeauna ca oamenii să trăiască într-o sănătate perfectă. Nu știu ce aduce anul 2024 pentru mine și nici pentru dumneavoastră din punct de vedere medical, din punct de vedere al sănătății. Dar vreau să vă atenționez că binele despre care vorbește Dumnezeu aici nu se referă în mod obligatoriu la sănătate, deși vă doresc sănătate multă tuturor. Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate pe toți. Amin. Și pe mine de asemenea, și pe toți cei dragi ai noștri. Dar atenție, nu e în mod obligatoriu inclusă sănătatea aici. Și îmi veți spune, aia nu, aia nu, aia nu, aia nu. La ce se referă binele ăsta? Păi, se referă la ceea ce vedeți în versetul 29 pe ecran. Din aia am citit două versete. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Acesta este binele suprem. Asemănarea ta, dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Acesta este binele pe care Dumnezeu îl are în plan pentru toți copiii Săi, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos să fie, ne spune Pavel aici, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Binele la care se referă cuvântul aici este asemănarea ta cu Fiul lui Dumnezeu întrupat și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta e binele pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru toți cei care sunt copiii Săi. Știți cum mai spunem noi la binele acesta? Îi mai spunem sfințire. Sfințire practică.
sfințire progresivă, din zi în zi. Ei, la așa ceva Dumnezeu s-a angajat și asta promite într-un mod solemn că El va lucra în așa fel încât tot ce se petrece în viața dumneavoastră, dacă iubiți cu adevărat pe Domnul, să lucreze la binele acesta suprem, și anume să fiți tot mai asemănători cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și s-ar putea să spuneți, nu-i foarte entuziasmant. Ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi cel mai entuziasmant lucru din lume, pentru că nu există persoană mai glorioasă decât Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și nu poate exista cel mai glorios decât ca noi să fim transformați în asemănare cu El. În esență, ăsta e unul din motivele pentru care Dumnezeu, după ce ne-a mântuit, nu ne-a transferat automat în rai. Pe de altă parte, ne dă onoarea să se folosească de noi pentru mântuirea altora, dar El vrea să ne și sfințească, să lucreze în noi sfințire. Chipul lui Hristos, vorba lui Pavel, să ia formă în noi, să se vadă tot mai clar. Din aia tu mai ești în viață acum, pentru că Dumnezeu mai are încă de lucru cu tine și ți-a rânduit un număr de zile și un număr de ani ca tu să semeni tot mai mult cu Fiul Său, cu Domnul nostru Iisus Hristos, pe care îl descoperim pe paginile Sfintelor Scripturii. Ăsta e scopul suprem al credinciosului, să fie sfințit și să semene cu Mântuitorul său. Acum, Biblia spune toate lucrurile, de aia trebuie să fim foarte atenți, aici sunt incluse și cele care nu ne plac. Când spune toate lucrurile, se referă și la cele negative, la cele mai puțin plăcute, pe care oamenii le numesc ghinioane sau alții blesteme. Sau știu eu cum le mai numesc oamenii, nu. Noi creștinii știți cum le numim, toate lucrurile. Dumnezeu le îngăduie cu un scop. Aici sunt incluse inclusiv suferințele. Și vreau să vă spun că Pavel, înainte să scrie această epistolă către romani, a scris Corintenilor două epistole și îl rog pe Gabi să pună pe ecran 2 Corinteni, capitolul 11, de la 24 la 28 și ne apropiem încet de încheiere, pentru ca să vedeți ce sunt incluse aici, în toate lucrurile. 2 Corinteni 11, de la 24 la 28. De 5 ori, spune Pavel, am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Le-au contorizat. Se pare că suferința era cruntă, nu o uitai ușor. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Țineți minte că au crezut că a murit, l-au lăsat la marginea cetății, dar n-a murit, Dumnezeu mai avea de lucru. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Pe lângă lucrurile de afară, spune Pavel, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. V-ați dori o viață de felul acesta? Nu v-ați dori. Nici eu nu mi-aș dori. Nu pot să mă dau eu mai sfânt decât dumneavoastră. Nimeni nu și-ar dori așa ceva. Dar pentru Pavel, lucrurile acestea, vreau să vă spun, că el a înțeles un lucru, de aia l-a și exprimat, a înțeles că până și lucrurile acestea rele, negative, nedorite, lucrează pentru sfințirea Lui, adică pentru transformarea Lui în asemănare cu Domnul nostru, pentru că vreau să vă spun că Domnul nostru și El a trecut prin greutăți, prin încercări, prin dispreț din partea celor de un neam cu El, căci a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, ba mai mult, l-a urcat sus pe o cruce folosindu-se de puterea pe care o distribuia o puterea romană. Și dacă Hristos a trecut pe acolo, le va spune ucenicilor să nu credeți că voi veți scăpa de suferință. Veți suferi și va trebui să suferiți pentru numele meu, căci cine va dori să-și scape viața, o va pierde. Și cine va dori să-și piardă viața pentru mine, o va câștiga. Și știm că recent am trecut prin acest pasaj, e vorba de viața asta, care e o iluzie, care e o fărâmă, care e un praf și de adevărata viață, cea care vine. Știți? Noi din postura actuală ne gândim la viața actuală ca adevărata viață și zicem ce va fi, nu știm, se va arăta. Vreau să vă spun că adevărata viață încă n-a venit. Noi nu trăim cu adevărat, niciunul dintre noi. Adevărata viață urmează să vină. Asta e doar o fărâmă. Însă fărâma asta e critică pentru viitorul și destinul nostru etern. Fărâma asta e critică. Ce facem acum? Ce gândim acum? Ce hotărâm acum? E critic. Viața asta trece atât de repede. Ei, iată că lucrurile de felul acesta sunt incluse în ceea ce Pavel a spus și va spune mai târziu,
Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De altfel, tot în Romani, capitolul 8, mai devreme, versetul 18, Pavel a mai afirmat un adevăr colosal, și anume, Romani 8 cu 18, el a spus, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apuse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Dacă am putea să măsurăm intensitatea suferinței, dacă am crea o scară și am avea aparate de măsurat intensitatea suferinței și am spune, uite, atâtea unități de măsură, ei, Pavel spune, indiferent cât de intens ar fi suferința, ea nu poate fi comparată cu intensitatea de slavă și de bucurie pe care ne așteaptă pe noi, credincioșii, sfinții, nici măcar durata, că suferința are intensitate și durată. Spune Pavel, nici durata, oricât ar fi de lungă suferința, nu poate fi comparată cu eternitatea. O glorie și o slavă și o bucurie de o intensitate inexplicabilă ce nu se mai sfârșește niciodată. Asta ne așteaptă pe noi. Și Pavel le spune, nu le puneți la oaltă, că nici eu nu le pun, că nu-s vrednice să fie comparate. Nu pot fi comparate. N-au cum să fie comparate. Știți, de multe ori noi spunem, oare ne vom aminti în ceruri viața de pe pământ? Și știți că eu am predicat nu de mult despre ceea ce va fi în ceruri și n-am niciun dubiu că o să ne amintim de toată viața noastră de pe pământ. Și unii spun de multe ori, cum aș putea eu bucura în ceruri când mi-aduce aminte de suferințele de pe pământ? Păi știi cum? La fel cum acum, îți aduce aminte de suferințele pe care le-ai avut când ai fost mic și râzi de ele. Că te-ai întristat pentru nu știu ce nimic. Dar la vremea la care tu erai un mic copilaș de 4-5 anișori, suferința nu e așa că era foarte mare. Tu te consumai, tu erai afectat, tu sufereai foarte mult. Suferința copiilor, nu o disprețuiți, că pentru copii e suferință mare. Dar acum noi când suntem mari și privim, zicem, e copilării. Și am văzut la toți copiii mei când au câteva luni de zile și le este foame. Chiar dacă au mâncat în urmă cu 3 ore, toți copiii mei au fost foarte flămânzi de felul lor, da? Și au mâncat bine. Și toți copiii mei plângeau incredibil de tare atunci când nu îi dădeai de mâncare imediat. Când mama nu-l punea la sân, urla din toți plămânii de a avea impresia că cineva acum îi taie vreun membru. Dar el era doar flămând. Și urla din toți plămânii, nu mai știa ce să faci. Când îl puneai la sân, termina imediat în câteva minute și adormea. Ei, e suferință de bebeluș. Ei acum se manifestă ca niște bebeluși. Noi acum suntem într-o stare în care avem impresia că suferința noastră nu poate fi depășită și că n-avem cum să o explicăm. Și așa este din perspectiva noastră, limitată. Dar când vom fi acolo, mintea noastră se va lărgi extrem de mult. Vom pricepe mult mai mult decât pricepem acum. Vom înțelege că vom vedea toată imaginea de ansamblu pe care o vede Dumnezeu. Noi acum nu vedem. Noi acum vedem doar două piese dintr-un puzzle de 1000 și spunem, nu mai pot să trec. Nu pot să trec peste așa ceva. Ei, atunci vom vedea ceea ce Dumnezeu a hotărât și vom vedea cum s-au potrivit toate. Și vom pricepe că Dumnezeu a avut un scop până și cu lucrurile neplăcute și că ele nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu. Asta e promisiunea lui Pavel. Și Pavel s-a bazat pe acest tip de suveranitate divină și a spus, nu pricep tot, înțeleg că Dumnezeu lucrează, nu înțeleg exact cum, dar mă încred în El. Și asta e provocarea pentru anul 2024. Vor veni diverse provocări, încercări, greutăți, boli, spuneți-le cum vreți dumneavoastră. Nu le vom înțelege sensul la toate. Nu le vom înțelege sensul. Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să pricepem totul, că n-avem cum. Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne încredem în El, că El pricepe totul. De-aia ne spune, toate lucrurile lucrează spre binele vostru. Credeți asta, bazați pe acest jurământ și pe această promisiune, mergeți înainte, după cum a făcut Avram, când Dumnezeu i-a spus pe Isaac, vreau să-l aduci ca jertfă. N-a priceput Avram cum se împacă lucrurile, dar a ascultat de Dumnezeu și binecuvântarea vine în urma ascultării. De aceea vă provoc pentru anul 2024, ce va veni Dumnezeu știe. Pe plan mondial, pe plan național, pe plan personal, în dreptul dumneavoastră. Când vor apărea provocări, dificultăți, încercări, încredeți-vă în El că El știe de ce. Eu nu știu. Probabil nici dumneavoastră nu o să puteți să știți. Cel puțin nu în momentul în care treceți prin încercări. Probabil mai târziu vom deduce, vom înțelege, vom privi retrospectiv și cu siguranță odată în veșnicii vom pricepe mult mai mult decât acum. Că acum pricepem în parte vorba lui Pavel și vorbim în parte. Atunci vom cunoaște pe deplin
Fiți încrezători în Dumnezeu și în cuvântul Său cel Sfânt. Nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Nu faceți compromis. Nu-L ajutați pe Dumnezeu, că Dumnezeu n-are nevoie de ajutorul nostru. De câte ori omul a încercat să-L ajute pe Dumnezeu, a făcut erori grave de tot, care se revarsă prin istorie până în ziua de astăzi. Țineți minte episodul cu Avram și Agar, sau episodul pe care l-am citat recent cu Ana și Elcana. Nu încercați să-L ajutați pe Dumnezeu. De la noi se cere ascultare și supunere, încredere. Credința este încredere, că Domnul poartă de grijă. Domnul să vă binecuvinteze în anul 2024, Domnul să fie cu noi, cu familiile noastre. El ne promite o slavă cerească. Nu umblați după slava pământească. Slava pământească îi pământească și rămâne aici. Știți de ce n-au vrut fariseii să urmeze pe Hristos? Că umblau după slava pe care și-o dădeau unii altora. Din aia spune Hristos, voi nu veniți după mine, că umblați după slava asta pământească pe care vă dați unii altora. Nu umblați după laudele oamenilor. Nu umblați după faimă, nu umblați după bani mulți ca să aveți să trăiți sigur pe acest pământ, că nimic nu-i sigur. Umblați după slava cerească, încredeți-vă în El și El vă va binecuvânta. Amin.